10 ani, așa cum am mărturisit, eram mama a 3 copii, aveam un duh de neputință, părinții mei m-au purtat peste tot și nu-mi găsise nimeni leacul, leșinam și nu mă ridicam de acolo ore întregi, iar copiii mei plângeau de foame din pricina neputinței mele. În această perioadă am primit o Biblie cadou de la cumnatul meu. Zisese că el nu înțelege cartea aceea și mi-a adus-o mie. Am început să o citesc cu prima pagină și atunci am căzut pe genunchi și am făcut o rugăciune. Și am zis, Doamne, dacă Tu mă vei ajuta să înțeleg ceea ce scrie în această carte, eu am să fac tot ce scrie aici, dar eu nu mă voi duce la niciun om să întreb, pentru că fiecare om își va avea părerea lui. Am început să citesc acea carte și mi-am adunat toată familia, le citeam în fiecare seară și simțeam cum trăiesc ceea ce scrie acolo. În acea perioadă, un verișor primar a venit la mine și mi-a spus, soră, tu te rogi, am venit și eu să mă rog împreună cu voi. Și am zis, asta e minunea lui Dumnezeu, noi trebuie să ne pocăim. Am început să citim în fiecare seară și la numărul nostru se adăugau tot mai mulți. Veneam să asculte, citeam cuvântul și cuvântul făcea minuni. Duhul Sfânt botezea, iar noi începeam să ne rugăm. Vreau să vă mărturisesc că la noi majoritatea nu știau nici măcar să citească, nu se rugase niciodată, n-au intrat într-o biserică, n-am auzit până atunci despre pocăință, nimeni n-a venit să ne spună să ne pocăim. Dar ne-am îndrăgostit de cuvintele lui Dumnezeu și în perioada aceea au venit tot mai mulți. Mama a crezut că am înnebunit, se ducea la preotul din sat și îi plătea ca să facă slujbe, pentru că zicea, am nebunit și ea și îi nebunește pe toți din sat. Vreau să vă spun, cu cât preotul se ruga, cu atât eram plină de Duhul Sfânt și vedeam cum copiii mei se roagă și recită psalmii pe de rost. Așa am ajuns să mă îmbolnăvesc, eram însărcinată și copilul a murit în pântecele meu, am făcut o hemoragie și am avut o moarte clinică. Atunci, pe când Duhul din trupul meu se ridica tot mai sus, mi-am amintit când am făcut botezul în apă. Era marțea, iar duminica era programat botezul în apă în curtea casei mele. Și am zis, Doamne, dacă are în ochii Tăi valoare botezul în apă, lasă-mă să mă botez în apă și după aceea vreau să mă duc acasă, pentru că nu pot să-i expun în cuvinte pacea pe care am simțit-o. Nu pot să vă spun ce am simțit atunci, dar vreau să mai retrăiesc acele clipe. N-am auzit nimic, dar am simțit cum reintru în trup și am știut că Dumnezeu mă îngăduise să fac botezul în apă. N-am spus nimănui nimic, deși tot spitalul via, toți au spus că am fost moartă și am înviat. Pe sănătură, soțul m-a scos atunci din spital, pe brațe mă purta pentru că nu puteam să umblu, vorbeam, dar nimeni nu mă auzea, n-aveam nici 40 de kilograme și toți au spus că o să mor. În apa botezului m-a dus soțul pe brațe și când am făcut botezul în apă am simțit cum Dumnezeu mă vindecă. Și am fost vindecată total și așa am rămas. Pentru că ceea ce vindecă